În amiaza mare, o femeie strigă disperată pe stradă: Mi-ai văzut fiul? Femeia fugi din ușă în ușă, strigând după fiul ei. Fiecare persoană de pe stradă era oprită de disperata mamă ce își vroia fiul înapoi. Mi-ai văzut fiul în stânga, mi-ai văzut fiul în dreapta, fiecare zi era la fel. Biata mamă ieșea pe stradă, strigând din toate puterile numele copilului ei, oprind fiecare mașină, fiecare persoană de pe stradă, punând aceeași întrebare sfâșietoare. Căutarea femeii a ajuns într-un parc, unde cu lacrimi în ochi a luat la întrebare fiecare persoană. Mame sfâșiate de durerea femeii spuneau cu ochii umezi că nu i-au văzut fiul. Povestea continuă așa de 3 ani. Femeia nu se oprea din a țipa și a-l striga pe fiul ei. Dar azi, la apus, după încă o zi de căutare, se duce la o persoană care se îndreaptă spre casă. Răgușită, cu machiajul întins pe față de la plâns și părul nearanjat, femeia spune cu o voce tremurătoare: Mi-ai văzut fiul? Persoana răspunde: O, Doamne, regret, nu l-am văzut. Femeia se întoarse și pleacă încet. Cu cât se îndepărta, cu atât îi apărea un zâmbet tot mai larg pe față. Chicotind, spuse în șoaptă către sine: Înseamnă că i-am ascuns cadavrul foarte bine. Thank you.